Astăzi, femeile din Moldova sunt determinate și motivate să schimbe lumea afacerilor. Cele care s-au implicat au obținut abilități manageriale, sporesc accesul la servicii și tehnologii moderne, la resurse. Aproape jumătate dintre angajații din agricultură sunt femei și doar 60% sunt remunerate. Ponderea femeilor din celelalte domenii din mediul rural este cu mult mai mică. Pe parcursul a 19 ani, în cadrul celor 6 programe IFAD, numărul femeilor beneficiare a fost în continuă creștere. 32% dintre beneficiarii de asistență financiară și tehnică o constituie femeile, care au ambiția de a se ridica la cele mai înalte standarde, deoarece au mai multă încredere în capacitățile lor de lider și de antreprenor. Mă numesc Ala Guzun, primara localității Bilicenii Vechi, raionul Sângeliei. O localitate care are 3.580 de locuitori și 47 de angajați ai primăriei. Grijile satului m-au făcut ca să vin la primărie, ca să schimbăm localitatea în folosul tuturor, în folosul cetățeanului. O provocare a mea personală este de a schimba mentalitatea fiecărui cetățean. Fapt convingător este drumul acesta cu o lungime de 1800 de metri, care este cu ajutorul cetățenilor, cu ajutorul agenților economici și, în primul rând, cu ajutorul programului IFAD. Rolul femeilor astăzi putem spune că putem schimba localitatea în ceva mai bun, în ceva mai visător pentru noi. Pentru că lucrurile anume le poți schimba atunci când te împlinci. Îndemn femeile pentru o schimbare, pentru că anume prin schimbare reușim să facem lucruri frumoase. Mă numesc Zinaida Ghidic, sunt locuitoarea satului Brătoliene, raionul Nisporeni. Avem o gospodărie țărănească formată la sfârșitul anului 2016-2017. Avem plantat un hectar de viță de vie Moldova, de masă, care deja e în roadă, și anul trecut am plantat un hectar de pom de nuci. Cea mai mare problemă e lipsa braților de muncă. O femeie poate fi o mamă, să-și aduci un copii, adică să fie și ca medic și ca bucătar și ca... De ce n-ar putea să fie și un om de afacere? Are cu mult mai multă responsabilitate, cu atât mai multă grijă. Aș vrea să îndemn mamele tinere să deschidă și ei o afacere și să stăm acasă la noi în țară. Mă numesc Tatiana Pavliuc, din satul Bărlădeni, raionul Ohnița, conduc agrofirma Plaiu Bărlădeni din 1998. În sat sunt locuitori 850 de persoane, primărie 2570. Noi avem 160 de lucrători care sunt permanenți, dintre care 50 femei, și avem 130 de oameni zilieri, tot din care 80% sunt femei. Când am început în 1998, erau câteva doamne numai care lucrau în agricultură. Acum, în fiecare raion sunt 5-6 și numărul lor se mărește. Se implică pentru acelea că ele sunt mai responsabile. Sunt responsabile pentru sfera socială care o văd în sat. Ei văd mai bine problemele copiilor, bătrânilor, problemelor de medicină. Eu îndemn ca femeile să nu se teamă, să se implice, că ei au capacități, au posibilități și au responsabilitate și se implice în business, să lucreze în businessul agrar, să contribuie în țară la dezvoltarea agriculturii și altor ramuri din Republica Moldova. Potențialul femeilor trebuie valorificat. Ele trebuie încurajate și promovate, deoarece viziunile lor deosebite aduc succes oricărei afaceri.